Zilele trecute, Lucian Sava, președintele organizației de tineret PNL Crișcior, a anunțat că atât el cât și toți membrii organizației de tineret au plecat din PNL și au pus bazele organizației locale de tineret AUR din Crișcior. Surse din mediul politic susțin că și actualul viceprimar al comunei, liberalul Gelu Ioan Polvrea, renunță la PNL și va candida din partea AUR la primăria Crișcior, iar toată organizația PNL Crișcior se va înscrie în PSD. Sunt onorat să vă anunț că de astăzi am preluat funcția de președinte al Organizației Locale de Tineret AUR, cât și funcția de prim vicepreședinte al Organizației Locale AUR Crișcior, o misiune care mi-a fost încredințată de către liderii filialei AUR Brad și membrii Organizației Locale AUR Crișcior. Scopul nostru este să construim o echipă unită, capabilă să prezinte alegătorilor o viziune comună, concentrată pe binele și interesele cetățenilor din Crișcior, a anunțat oficial pe pagina sa de Facebook Lucian Sava, președintele Organizației Locale de Tineret AUR Crișcior.